Lumea literaturii din România e în doliu. Astăzi, scriitorul și omul de teatru Dinu Săraru s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani, la Spitalul Universitar din București, acolo unde se afla internat. Potrivit informațiilor din surse sigure, în ultimele sale clipe de viață, alături i-au stat soția sa, Viviana, dar și fiicele sale, Ruxandra și Alexandra. Dinu Săraru și-a început cariera jurnalistică în radiodifuziunea română. A lucrat ca reporter în redacția culturală în perioada 1950-1960. A scris reportaje și recenzii, iar pentru o vreme a publicat cronică teatrală și literară. De-a lungul carierei sale, Dinu Săraru a ocupat mai multe posturi. A fost secretar general de redacție la revista Secolul 20 și la Luceafărul. Ca jurnalist, a scris la scânteia tineretului și a fost șef al publicațiilor televiziunii române, dar și redactor șef adjunct și apoi redactor șef al redacției culturale a TVR. Sincere condoleanțe familiei!